Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan, a explicat ieri la Mondo TV de ce și-a sacrificat unul dintre porcii din gospodărie tocmai în plină campanie de izolare a unui focar de pestă porcină africană în colonia orașului pe care îl conduce. Explicația vine după ce Ile a fost acuzat că și-a înjunghiat purcelul tocmai de teama organelor de control. Eu eram la Deva. Eram la Deva la o ședință și el știa de dimineață că trebuie sacrificat. Pentru a doua zi aveam nepoata, era ziua ei și vreau să facem și noi o masă festivă. Cum? Adică n-ai, ai atâția porci ca să nu poți să faci ceea ce trebuie. Nu, s-a sacrificat și era pe finalizate la ora respectivă. Trebuiau să adune tot ce aveau acolo în zonă.